E un exemplu de colaborare transfrontalieră. Nu este singurul. Avem asemenea dezvoltări și cu Vârcesul și cu Pancevo. Și continuăm în acest fel. În afara celor 900.000 de euro pe care i-am investit în aparatura propriu-zisă, Consiliul Județean a mai investit încă 300.000 în partea de infrastructură, clădire, reabilitarea clădirii, etc., etc. Cu această investiție, în cei 2 ani bugetari de când am preluat spitalul, Consiliul Județean a investit circa 3.250.000 de euro în unitatea spitalicească, în unitatea sanitară. Proiecta Zakoia a aplicat la bolnița Požarevcu? Noi încă suntem în lucrări, nu am terminat restaurarea maternității. A to su građevinski radovi koji treba da krenu na novoj zgradi bolnice za 10 dana. Avem lucrări de construcții și ele vor începe în 10 zile, finalizarea lor. Šta smo pokazali ovim projektom? Ce cred eu că am demonstrat cu acest proiect? Da možemo da sarađujemo. Că putem colabora. Da zajedno možemo mnogo. Că putem împreună să facem ce nici n-am gândit foarte mult. I ovako kako smo uspešno završili deo projekta. Și pentru că am finalizat, iată, această fază a proiectului, pokazali smo da uz pomoć naših evropskih prijatelja. Iată, am demonstrat că cu ajutorul prietenilor noștri europeni možemo i dalje. Putem să colaborăm și în continuare. Da zajedničkom saradnjom. Să colaborăm în așa fel încât. Ne samo u zdravstvu. Nu doar în sănătate aici, mă refer și la alte domenii. Nego i u svim drugim segmentima ljudske delatnosti. De fapt, mă refer la toate celelalte domenii importante pentru noi. Našim građanima u Srbiji, u Rumuniji. Ca cetățenilor noștri din Serbia și România. Omogućimo bolji život. Să le permitem o viață mai bună. Poți capi și se poate implementa rapid terapia. Acest computer tomograf suplinește anumite servicii medicale care nu erau posibile noi. Mă refer aici la bronhoscopia virtuală, colonoscopia, examinarea în mod, în detaliu a aparatului. Cu ajutorul lor putem să punem niște diagnostice de mare finețe, de acuratețe. Ăsta e avantajul. Acum, problema cu ele este că avem un avion, avem un vas de mare performanță, trebuie și piloți. Niciodată nu se poate fără. Și aici, încă noi suntem, abia lucrăm de câteva zile pe ele, încă trebuie să ne instruim ca să putem să le putem folosi la puterea lor maximă și sperăm ca să putem obține rezultate cât mai bune, care să se ridice la nivelul aparaturii, practic. Bine să se investească, dar na, ei știu, medicii, știu cel mai bine. Deci tu consider că ai fost tratat cum trebuie și aici la Reșița, nu a trebuit să mergi la Timișoara? Nu, aici la Reșița e mai bine. Să știi că ăsta e mai bun pentru noi. Ăsta e un avantaj pentru care poate să ne ajute. Înainte mergeau oamenii mai mult la Timișoara. Da, da, și acum e un lucru foarte bun. Asta ar trebui în România să se facă mai des, mai ales pentru România noastră. Asta e un avantaj foarte bun. Să știți că mă bucur pentru asta. Mă bucur. A trimis totdeauna la Timișoara. Păi de ce să mergem noi din Reșița la Timișoara când și noi avem spitalul județean atât de mare, când poate să fie și la noi aici? De ce trebuie să mergem la Timișoara? E foarte bine că l-au cumpărat și l-au adus, dar să îl punem în funcționare. Reno-urinar, aparatului digestiv, aparatului cardiac, vasele din organism, da? El pune un diagnostic de precizie în patologia oncologică. Domnul doctor Simeon vă va prezenta câteva imagini acolo și vă rog să... Zic-o. Stai.
să lucrez. În care se trage strat după strat, piele rămân mușchi, după aia dai mușchi jos. Filmați-o. O vidăm ăla tău. Adevărul e că aparatul ăsta se poate scoate... Bun.